A urcat beat pe un scooter și a pus pe jar oamenii legii. Un bărbat de 59 de ani riscă o amendă de peste 20.000 de lei după ce a circulat haotic cu scooterul pe străzile din orașul Bălci și a ignorat somațiile polițiștilor. Oamenii legii l-au urmărit pe individ și l-au pus la pământ. În imaginile postate de Inspectoratul de Poliție Bălți pe rețelele de socializare se vede cum polițiștii încearcă să-l oprească pe conducător, însă acesta își vede de drum. Încă o dată vă somiez, vă stopați! Într-un final, oamenii legii au reușit să-l prindă pe bărbat. Acesta a fost escortat la Inspectoratul de Poliție Bălți, unde a fost supus testului de alcoolemie și s-a constatat că avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 6 ori mai mare decât limita admisibilă. Bărbatul riscă o amendă de 25.000 de lei pentru conducerea în stare de ebrietate a unui vehicul.